Directorul Teatrului Giurgiuvean, Tudor Vianu, Mircea Meionescu, a anunțat recent că după deschiderea stagiunii giurgiuvene la Teatrul Tudor Vianu, pe 19 septembrie, piesa Veselul Căluț Verde, în regia Catincăi Drăgănescu, va urma un alt eveniment notabil, o nouă ediție, a 16-a, a Festivalului Teatrelor Dunărene la Giurgiu, la care, pe lângă câteva teatre românești, vor fi prezente și trupe ale unor teatre din Bulgaria, Ungaria, Polonia și Germania. Vor fi 18 spectacole, dintre care 11 prezentate de teatre românești, 7 de teatre străine, Viena, Vârșeț, Ungaria cu două spectacole, Teatrul German din Ungaria și Teatrul Românesc din Ungaria și prietenii de la Sud, Bulgarii, de asemenea 3 reprezentații, Vidin, Ruse și Silistra. În cadrul festivalului va avea loc și concursul național de dramaturgie în 2, eveniment devenit deja cunoscut giurgiuvenilor, concurs pentru care s-au primit deja de către comisie 19 texte dramatice. Mircea Meionescu, directorul Teatrului Giurgiuvean, dramaturg și membru al comisiei de jurizare, apreciază că anul acesta calitatea lucrărilor depuse pare una mai slabă decât în anii trecuți, dar important este și cuvântul celorlalți membri ai juriului. Revenind la Festivalul Teatrelor Dunărene, Mircea Meionescu a mai precizat că încearcă, în bunul obicei al anilor trecuți, ca o parte a spectacolelor să poată fi vizionată gratuit de către giurgiuveni.